Mergem acum în plan extern, unde situația este tot mai încordată în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Rebelii iemeniți Houthi, susținuți de Iran, au capturat o navă comercială despre care susțin că este izraeliană. De fapt, nava sub pavilion Bahamas aparține unei companii japoneze, iar echipajul ar fi din Ucraina, Bulgaria, Mexic și Filipine. Guvernul israelian acuză direct Iranul pentru acest atac, în timp ce un lider al Houthi nu doar că recunoaște atacul, dar spune că a avertizat navele care se îndreptau către porturile israeliene să își schimbe cursul. Vasul a plecat dintr-un port din Turcia cu destinație India și a navigat sub pavilion Bahamas. Cargoul a fost închiriat de o companie britanică deținută parțial de un om de afaceri israelian, unei companii japoneze. Israelul a confirmat că nava cargo deținută de israelian a fost deturnată de rebelii Houthi din Yemen în Marea Roșie, însă în același timp acuză Iranul că a coordonat pirateria maritimă. La bordul navei se află 25 de membri ai echipajului de diferite naționalități, inclusiv ucraineni, bulgari, filipinezi și mexicani. Potrivit Ministerului de Externe al Israelului, niciun israelian nu se afla la bord. De asemenea, biroul premierului Netanyahu a condamnat confiscarea cargoului și a precizat că nava nu era israeliană și nici nu aparținea unui israelian. În acest context au fost lansate și amenințări. Un purtător de cuvânt al armatei Hutis, aliate cu Iranul, Yahia Sarea, a declarat că grupul va viza toate navele deținute sau operate de companii izraeliene sau care poartă pavilion israelian.